Bună dimineața și bun venit la un alt vlog. În dimineața asta, mic dejunul este format din fulgi de ovăz. Am pus niște ceai peste el, ce ați văzut anterior. Am tăiat câteva căpșunele și o să mănânc și cu niște ouă. Am 5 ouă aici. O să mănânc probabil 4 albușuri și un ou întreg. Iar la 4 dintre ele o să-l dau gălbenușul jos. Ăsta e mic dejunul în dimineața asta. Fiți atenți. Afară iar plouă de rupi. Nu mă pot antrena în părculețul ăsta. Dar trebuie să găsim o variantă astăzi. Astăzi o să-mi fac antrenamentul la sală aici în Suceava. Și căutăm acum să vedem unde e intrarea la sală. Cum se cheamă sala? Bucovina Health Club. Da. Bucovina Health Club, da? Unde o fi intrarea? Hai sus. Pe aici? Cu liftul? Mulțumim! Am ajuns, dar par închis. Ha, închis. Nici o sfârială. Acolo ar trebui să fie. Da, și am venit la asta specific pentru că ar trebui să fi fost deschis la 8 dimineață, la 8, nu? Da. Mai e San Gimu care deschide la 11, nu? Da, fără un 11 fără un sfert. Hai să vedem, mergem la San Gimu. Ce mai ești cu sălile astea de fitness? Pe Google scria că e deschisă asta, dar aparent probabil nu e informația actualizată. Mergem acum. Bine, mergem, Ioana merge cu mine, nu mă să asigure că ajung la sală, că după aceea vrei să ajungi în mall, nu? Da, fiecare cu treaba lui. Exact. Eu mă duc la sală, Ioana se duce în mall și ne vedem mai târziu, probabil. Hai să vedem dacă deschide la San Gym. Ia, uitați, cineva care pare că e deschis, e 11.00, deci treaba bună. Tare frumușică sala. Foarte mișto. Am încălzit un pic și acum mă uit așa la aparate să văd, să-mi fac un plan în cap. O să-i dau 3 exerciții pentru piept, 2 pentru umeri și 2 pentru triceps la final. Și cred că o să-i dau pe aparate. Nu o să rămân în programul de antrenament pentru că n-are niciun rost. Nu stau să caut greutățile acum, centuri, nebunii. O să fac mai mult pe aparate pentru că e și o ocazie să încerc aparate, nu? Ia uitați câte sunt. Foarte mișto. Primul exercițiu e împinsul de la piept cu haltera. M-am dus cu încălzirea până pe la 80 de kg și o să fac 3 serii. Următorul va fi ăsta, un împins din culcat înclinat. Arată mișto aparatul ăsta. Al treilea exercițiu de piept, dăm o fluturare aici pe aparatul ăsta. I-am dat bine și pe aparatul ăsta, am simțit că intră și pieptul, nu doar tricepsul. Mai mult decât mi-aș fi dorit pieptul, dar foarte mișto și ăsta, mi-a plăcut maxim. Trecem la umeri, le-am luat un pic în ordine inversă, că de obicei făceam umerii și după aia tricepsul la final, dar nu știu cum s-o încălci lucrurile în capul meu. O să-i dau primul exercițiu aici, îl prins deasupra capului pe aparatul ăsta, care pare simpatic. Iar ca ultim exercițiu nu pot să nu fac ridicările laterale pe care le am în programul de antrenament. Așa că pun mâna pe o ganteră. Îi dăm pe o ganteră.
Gata, man. Ăsta e antrenamentul aici la San Gym Suceava, un antrenament rapid, așa, un pic de pompare. Am ieșit din programul de antrenament, adică se ude camera afară. Încă plouă, frate. Încă plouă. Ia să vedem acum, e mai bine, mai bine. Încă plouă, nebunii. Mi-a plăcut mult aici la San Gym. E atmosfera foarte plăcută, sala mare. Foarte bine echipată. Aveți sugestii? Ar trebui să încerc și alte săli din Suceava? Lăsați-le în comentarii. Și data viitoare poate dau call înainte și facem un antrenament împreună. Astăzi a fost așa, n-aveam nici dispoziția necesară. Aș fi dat pe Instagram să întreb dacă vine cineva la sală. Dar voiam doar să mă mișc, nu voiam foarte mult să socializez și n-am mai dat, băi, dar plouă tare până la mașină, mă face vraiște. Shit! Gata, am făcut și dușul cu ploaia asta. Dușul după sală. Mergem acum să o luăm pe Ioana din mall. Cred că s-o plictisit de cât am lăsat-o să învârtă pe acolo. Dar asta este, n-o vrut să vin cu mine la sală? Să stea la mall ca fetele. Hai că Ioana între timp s-o plictisit și-a venit o parte de drum cu autobuzul. Dar nu știu acum de ce stăm ploaie. Dai că-ți deschid acum. Dar de ce stai în ploaie, iubita? Păi unde să stau? Sub copaci? Păi n-ai zis că e refugiu aici, că te-ai oprit aici, păi că e refugiu. Refugiu pentru mașină, nu pentru... Am crezut că e refugiu pentru tine, să nu te plouă, să nu... Păi ce faci, mă, acolo? Ce faci? Ai ieșit să te plouă? Am ajuns la bunica. Păcat că plouă, că mergeam un pic și în grădină. Ah, ce era să... Băi, ce aiurea alunec acolo. Cred că ai alunecat și o iarbă din aia. Așa, aranjează bine masa. Să mâncăm. Masa de după antrenament. Da, voiam să spun mai devreme că dacă nu ploua, mergeam un pic și în grădină să căutăm niște cireșe, niște fructe. Dar nu mă risc cu vremea asta să mergem în grădină. Mergem? Luăm galoșii? Hai că luăm cizmile și înnotăm. Să vedem noi cum îi spune eu lui bunica că am venit cu caserola de orez. Și că nu o să pot să mănânc prea multe. Dar o să mănânc un pic de supică de asta. Hai că s-a oprit un pic ploaia și am luat din grădină niște cireșeli și niște căpșuni. Ce-mi plac astea așa mai crude. Hai, dă-i! O curs? Da. Acum după ploaie mulți viteși s-arată. Nici nu le-am spus că erau pline de mielci cu ele. Astea le las și o leacana să se scurgă după aia. Hai să le pui în plasă. Acum mă duc să-ți aduc la obodă. Ia uite, predătorul. Hai, aia-i. Bravo, ce-i prins acolo? Nimic. În regulă. S-a terminat escapada noastră aici la Suceava. E gata. Și acum mergem spre Iași. Am și dormit un picuț înainte de plecare, ca să fiu fresh. Nu că ar fi drumul prea lung, dar îmi place să fiu fresh la drum. Și gata, ajung acasă, sperăm să trecem un pic și prin Carrefour când ajungem, să nu fie închis. Să mai iau 2-3 lucruri, dar totul super bine. Încheiem și vlogul aici. Până mâine, capul sus și pieptul în față.